L-au luat și pe nenea Dan. Ce faceți, mă, băieți? Îi luați pe toți candidații la președinție? Întâi doamna Udrea, acum nenea Dan? Cred din ce în ce mai tare că suntem unul dintre cele mai nerecunoscătoare popoare din lume, pe cuvânt. Nu doar că suntem nerecunoscători, dar ne mai și devorăm binefăcătorii. Vreți exemple? Păi ce exemplu mai bun decât Dan Diaconescu poate exista? Mi-au închis televiziunile, mi-au închis partidul, acum rămâneau să mă închidă pe mine. Pentru prima oară voi fi întreținut de către dumneavoastră, de către telespectatori, cu 28 de milioane de lei pe lună. Nu mi-aș fi dorit asta. Acest om care ne-a făcut o televiziune, televiziunea poporului, desigur. Acest om care ne-a făcut un partid, partidul poporului. Așa îl tratăm noi, poporul, prin reprezentanții noștri judecători? Așa îi mulțumim? Îl condamnăm pe acest om la pârnaie? Dan Diaconescu a fost condamnat pentru infracțiunea de șantaj. El este acuzat că în anul 2005 i-a cerut unui primar din Arad suma de 100.000 de euro pentru a nu-l denigra în emisiuni la televiziunea sa. Procurorii spun că din această sumă, Dan Diaconescu a primit de la primarul șantajat 4.500 de euro. În toată această perioadă, Diaconescu a susținut că este nevinovat. 5 ani și 6 luni? Bă, hai mă! Pentru ce, mă, nene, pentru ce? Pentru șantaj? Hai mă, că domnul Dan nu era șantajist. Păi dacă ar fi fost, poate ar fi avut și dânsul mulți bani pe care nu i-ar fi putut justifica prin reclamele de pe OTV. Poate ar fi avut și el, nu știu, uite, un Rolls Royce, a? Un iaht. Avea, nu? E, dar poate nu erau ale lui. Poate erau și alea, Rolls Royce-ul poporului, iahtul poporului. Mai tare mi se pare că la prima instanță luase doar 3 ani, dar lui Dede nu i-a convenit, ci a contestat decizia. Ai contestat? Ia de aici, cocoșel, ia de aici. În primă instanță, Dan Diaconescu a primit o pedapsă mai mică, doar 3 ani cu executare. Judecătorii de la Curtea de Apel București au decis însă că el trebuie să stea după gratii 5 ani și 6 luni. Nenea Dan, să nu disperați totuși, pentru că următorii 5 ani jumate poporul chiar va avea grijă de dumneavoastră. Doar veți locui în închisoarea poporului pe banii poporului. Cum? Sunt condiții nasoale în pușcărie? Ce să zicem, nenea Dan, acum atâta poate și poporul, ce să facem, ne iertați. Cât despre pedeapsa aia complementară, aia care spune că nu veți mai putea face presă încă 5 ani după eliberare, cred că nu vă afectează deloc. Păi ce, până acum ați făcut presă? Cu negru, cu tremur. Da, bravo. Ai văzut, mărăducule? Îl tot luam peste picior aici la emisiune pe nenea Dan, că n-are dinți, că să-și pună dinți, că nu poți să candidezi la președinție dacă nu ai dinți frumoși. E, uite ce bine o să-i prind acum, știa el ce știam?